Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate, Hunedoara, Adrian David, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că nu consideră că au fost încălcate normele legale în ceea ce privește divulgarea informațiilor cu privire la rezultatul anchetei de la Spitalul Județean de Urgență Deva. David a mai precizat că nu va demara vreo anchetă internă pentru a afla cine și de ce a transmis presei informațiile înainte cu 2 zile ca acestea să ajungă la destinatar, adică la conducerea spitalului. Domnul Costel Avram este și membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara. E adevărat că nu are obiceiul să participe la ședințe, nu l-am văzut decât de vreo 2-3 ori și atunci era foarte grăbit. Înțeleg că ne-a transmis un document prin care ne solicită clarificări și anchete cu privire la anumite încălcări de lege și încearcă să stabilească vinovății, însă eu nu găsesc care sunt normele legale care au fost încălcate și nici nu am cum să dau explicații pentru că anumite informații ajung la presă. Nu este în apanajul directorului general al Casei de Asigurări de Sănătate să monitorizeze traseul informațiilor în spațiul public. Nu am cum să fac o anchetă, pentru că eu nu găsesc nicio încălcare a niciunui regulament, nici interior, nici exterior, nici național, nici județean. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate a mai precizat că rezultatele și măsurile luate împotriva spitalului au fost solicitate de către instituția prefectului și că, de fapt, nu a făcut nicio comunicare publică. Vi se pare normal să apară în presă astfel de informații înainte de a ajunge la destinatar? Eu nu discut despre normal și anormal. Eu vă spun doar că, din punctul nostru de vedere, nu s-a făcut niciun fel de comunicare publică. Și vă spun că nu am capacitatea, eu în calitate de director general, să fac anchete și să aflu cine și când și cum a vorbit cu presa, despre ce a vorbit cu presa. Tot ce pot să vă spun este că rezultatele acestor controle și măsurile care le-am impus au fost solicitate de către instituția prefectului județului Hunedoara și au fost comunicate în același timp și către spital și către instituția prefectului.